funcție de eficacitatea pe care o are, ridică în topul vânzărilor cartea autorului. Acum eu am să fac la cartea lui Radu Paraschivescu o lansare de 3 ori mai bună decât la mea și deja are înainte o tură de stadion. M-am uitat pe computerul standului, a vândut deja 700 de exemplare în 2 zile. După ce am să vorbesc la ora 3:30, o să urce pe scenă la 1200. În schimb, eu am să rămân în urmă câteva sute. Bun, să lăsăm povestirea asta. Dragii mei, titlul este Inducător în eroare. Te gândești în clipa în care ai în față o carte cu Așteptând o altă omenire pe copertă, că ar fi vorba despre un pronostic, că veți afla ce urmează, care e echipul omenirii care ne va succede și cum se va produce acest lucru. E o aberație, nimeni nu poate sonda în viitor, absolut nimeni. Să nu credeți pe nimeni care vă spune cu precizie ce urmează să se întâmple. Deci nu își propune să spună cartea asta cum va arăta schimbarea la fața omenirii și nici dacă ea se va produce vreodată. Dacă nu cumva vom rămâne în coordonatele istoriei de până acum, atâta vreme cât va exista omul. Le poate să mai existe 50 de ani sau mii de ani. Asta nu știm. Atunci, ce înseamnă totuși așteptând o altă omenire? De ce să aștepți o alta? Înseamnă că ceva nu e chiar ideal în felul în care arătăm noi, nu în clipa de față, de-a lungul istoriei speciei noastre. Dacă vreți, cartea este un portret, are o ambiție nerușinată de a face portretul speciei umane și de a vedea în ce măsură se poate umbla la el sau nu, sau vom rămâne la acest contur. Ei bine, de fapt o invitație la înțelegeri. Alexandru Dragomir, pe care l-a evocat adineaori Radu Paraschivescu, avea obsesia: nu ai voie să treci prin viață fără să înțelegi ce a fost cu tine, ce ai trăit, ce e condiția asta cu care te-ai pomenit pe lume. Ai căzut în capcana vieții, dar încearcă să afli ceva și despre pușcă și despre tine ca actor în ea. Așadar, am vrut să înțeleg, fiind om, cum arată specia din care fac parte. Care e echipul ei? Poate fi scrutată omenirea? E o miză pretențioasă. 3 lucruri m-au împins să scriu cartea asta. O propoziție a lui Konrad Lorenz, e un personaj pentru care am un enorm respect, este etolog. Etolog înseamnă cel care studiază etosul, comportamentul animalelor în comparație cu al omului. El a scris în așa numitul rău o propoziție fundamentală pentru mine, care mi-a dat, cum vă spuneam, un brânci. Și l-am pus și motul al cărții. Dacă ar trebui să-l consider pe om imaginea definitivă a lui Dumnezeu, m-aș îndoi de Dumnezeu. Asta spune Lorenz. Al 2-lea personaj care mi-a dat un brânci a fost Cioran, cu teoria lui despre creația ratată. Atenție, eu nu sunt cioranian în această carte. Nu împărtășesc automat catastrofismul lui. Dar catastrofismul lui te obligă să te gândești la cei cu tine pe lume și cum arată specia asta. Și nimeni n-a făcut-o cu vigoarea lui. Teoria creației ratate, care e prezentată în principal în Demiurgul cel Rău, și în multe însemnări din caietele lui, una dintre cele mai formidabile cărți, spune ideea că suntem cu toții aruncați într-un univers ratat, se preface la mine în obsesie. Ce înseamnă asta? Ori Demiurgul, creatorul cerului și al pământului, e cel care a făcut o omenire urâtă, rea, produsul lui e un rebut și înseamnă că el a făcut asta din răutate și atunci trebuie să-l detestăm. Cioran îl detestă pentru că a pus pe lume atâta suferință în fiecare individ pe care îl scoate existența la suprafață. Ori este un bricoler prost, adică un stângaci, și atunci trebuie să-i plângem de milă, așa cum ne plângem și nouă de milă, sigur învinovățindu-l că s-a apucat de bricolaje când nu era în stare să facă un lucru impecabil. Propozițiile care se revarsă asupra noastră pe tema asta sunt foarte multe la Cioran. Am să vă citesc doar una, două. Fiecare zi sporește primejdile ce pândesc omenirea. Ea va plăti scump progresul pe care îl înregistrează neîncetat. Mijloacele de a menține viața sunt derizorii în comparație cu cele de a o distruge. Ceea ce are nevoie de luni sau de ani ca să crească, poate, sau de secole, poate fi nimicit într-o singură clipă. Motivul pentru care distrugerea în general este atât de imorală este ușurința cu care o săvârșim. Cu excepția sinuciderii, orice distrugere este lesnicioasă. Specia, alt citat, specia noastră trebuie să dispară și va dispărea mult mai curând decât ne închipuim. Cred neclintit în viitoarea subumanitate. Așa cum marii saurieni s-au prăbușit sub povara greutății lor și omul va fi doborât de ambiția sa, de fără de legile sale și de geniul său. Nu mai pot suporta proximitatea omului. Altă proporție. Omul e teroarea mea. Alta. Traiul alături de semenii mei pentru mine o înfrângere de fiecare clipă. Un coșmar insuportabil. Omul e fără îndoială o apariție extraordinară, dar nu o reușită. Văd omul micșorându-se din ce în ce mai mult până ce nu va mai rămâne nimic din el. Și ultima propoziție, trebuie doar puțină răbdare. Va veni clipa în care nimic nu va mai fi posibil, în care omenirea va rămâne singură în față cu ea însăși, cu absoluta lipsă de viitor. Nu va mai putea face niciun pas mai departe în nicio direcție. Și atunci intră în scenă Cioran apăsând pe un buton, dacă ar putea să aibă butonul distrugerii omenirii, n-ar ezita nicio clipă să apese ca să dispară această blestemată specie care a distrus pământul, care a distrus celelalte specii și mai ales pe semenii lui, om pe om. În sfârșit, ultimul lucru care mi-a dat impuls de a cântări povestea asta cu omenirea și cu ce așteptăm de la ea mai departe, sau dacă e ceva de așteptat, e spectacolul oferit de istoria omenirii. Toate cărțile pe care le-am citit de istorie și cu precădere despre cruzimea care urlă, spunea Petru Creția, în secolul 20. Cărțile despre secolul 20 din istorie sunt înspăimântătoare și te obligă să te gândești la felul în care se poate purta acest șobolan uman care este singurul care are o violență intraspecifică la un grad necunoscut de nicio altă specie. Cu excepția șobolanului, Konrad Lorenz spunea asta, nicio specie nu își omoară semenii. Omul, spre se de șobolan, urcă mai sus, nu numai și omoară, dar îi torturează înainte. Și în geneză se vorbește de seamăn, nu? Dumnezeu face lumea, ajunge la om, după chipul și asemănarea lui, în clipa în care e făcut, ni se spune, și învățăm asta toată ziua la biserică și citind Biblia, suntem după chipul lui Dumnezeu și fiind făcuți toți după chipul lui Dumnezeu, chipurile noastre seamănă între ele, deci suntem semeni. Cuvântul seamăn e cuvântul cheie. Deci dacă demiurgul cel bun ar fi reușit să facă cu adevărat semeni, semenii, semănând, nu s-ar fi ucis între ei. Și n-ar fi ucis nici chipul lui Dumnezeu, ucigându-se între ei, cum a făcut Cain cu Abel. Și atunci, care-i seamănă în istoria noastră? Nu este oare specia umană o lungă poveste a vătămării seamănului de câte seamăn? Într-o măsură de 80%, îndrăznesc să spun. Restul de 20% este o istorie a întrajutorării seamănului de către seamăn și a frumuseții seamănului de către seamăn. Dar alminter, când citești istoria, te înspăimânți. E istoria războaielor, a crimelor intraspecifice, a violenței care atinge cote inimaginabile, despre care am vorbit la lansarea lui Pierre Volton. Ce fel de seamăn e asta? Și am să vă dau un exemplu. E imposibil de făcut o clasificare a crimelor după gradul lor de oroare sau după calitatea lor. Atenție, nu mi-am propus să vă înspăimânți, plecați acasă zdrobiți în depresie maximă. Pentru că după cartea lui Radu Paraschivescu o să plecăm într-o depresie și mai mare. Că e despre ce se întâmplă nouă azi. Deci nu e o... Nu. Târgul de azi nu e dedicat baubaului pe care vrem să-l ducem în sufletele dumneavoastră, ci unei lucidități care se poate însoți cu căutarea unor soluții. Iată o listă care nu permite ierarhii ale ororii crimei. Arderea pe ruga ereticilor, tragerea în țeapă, crucificarea, scoaterea ochilor, tăierea limbii, smulgerea inimii din piept pe viu, astecii, execuții publice în China în vremea lui Mao. Radu Paraschivescu a scris un volum, un roman care se numește Inima smulsă din piept. Treaba nu se petrecea la asteci, ci în frumoasa noastră Europa, în Portugalia. Moartea prin înfometare planificată. Lenin a început cu vreo 15 milioane, pe care i-a omorât prin foamete. Stalin a continuat cu Ucraina. Mao, toate acte de canibalism, toate. Mao a continuat cu vreo 40 de milioane de oameni morți prin foamete. Foametea pusă în operă de Stalin în Ucraina în 1932, la capătul câtorva luni, în sate izolate și aflate sub pază din Ucraina, copiii și părinții au ajuns să mănânce între ei. Au fost și unele familii în care au rămas întregi, nemâncați unii de alții și părinții și copiii. Dar în multe case erau mâncați sau copiii de părinți sau părinții de copii, în funcție de vârstă. Crima high-tech, industrializată, prin gazare și imolare de tip nazist, executarea în cote dublate, printr-un angajament solemn al lui Hrușciov, a dușmanilor poporului, ce trebuiau uciși lunar. De la 9.000 la 18.000 s-a angajat Hrușciov într-o ședință a comitetului și a spus: tovarășul Stalin, eu o ridic cota la dublu, am să omor lunar 18.000 de dușmani. 9.000 prea puțin. A fost felicitată. Noaptea circulau pe străzile Moscovei camioane cu prelată, de sub care ieșau, tresărind la hopuri, brațe și picioare de cadavre. Împușcarea altor dușmani ai poporului în vremea lui Mao în curțile școlilor. Execuțiile se făceau în licee, cu copii de față, care fugeau să vadă cum arată gaura din capul celui împușcat exemplar în fața lor. În aceeași epocă, ofițerul unei închisori, treaba este o găsiți în Cartea Neagră a comunismului, după ce ucide un deținut politic, pentru că nu îl salutase conform, nu-l omagiase pe Mao cum trebuia, îi mănâncă creierul la prânz. Piramidele de capete din Cambodgia lui Pol Pot, așezarea capului lângă trup, după decapitare, în execuțiile noastre de acum, ale statului islamic. Cum se poate trăi cu artizanii acestor orori? Ei sunt semenii tăi, îi simțiți pe vreun din ăștia semenii dumneavoastră, suntem o specie unitară, cum să nu-ți vină în cap atunci că sub aparență comună în noi se ascund două specii, urmașii lui Abel și urmașii lui Cain. Mi s-a spus că este o blasfemie să spun asta față de Doamne, Doamne, pentru că ne-a creat pe toți după chipul și toți criminalii ăștia sunt recuperabili, poate vor fi iertați de Dumnezeu, nu îi judecăm noi. Dar eu încep să cred, privind așa, că toată istoria noastră este o împletire a două fire, firul Cain și firul Abel. suntem, pe de o parte, un rebut pe linia acestor grozăvii pe care vi le-am citit, indiferent că discutăm pe linia creației, cine e dispus să creadă în asta, crede în mitul cu pricina, cine nu, constată că la capătul selecției naturale a apărut un monstru, omul cu cruzimele cu pricina, și nu numai că suntem pe cale, cum vă spuneam, de a distruge planeta pe care am apărut, dar ne distrugem și pe noi înșine. Au existat tentative de reformare a acestui animal splendid, care e omul, cu mărețiile și cu abjecțiile lui. 4 înșir eu aici. Cea religios-morală, cea a seamănului, cu care se propune ca absolut orice om care există pe lume să fie privit ca seamănul tău, deci ca un alter ego. Alta, cea cultural-iluministă, dacă oamenii vor citi de la o generație la alta marile cărți ale omenirii, vor asimila automat marile valori ale omenirii. Și atunci se vor încărca cu bogăția umanului. Închipuiți-vă 7 miliarde de cititori sârguincioși, de Platon, de Shakespeare și așa mai departe. Greu de crezut. Reforma politică, cea care a început, aș zice eu, cu Hobbes, Montesquieu și până la părinții fondatori ai Americii. Altfel spus, democrația. S-a spus, dar găsim o formulă de organizare a societății în care să nu mai fie posibile ororile de tipul ăsta, pentru că sistemul controlează perfect lucrurile la nivelul egalității a semenilor, atunci totul va fi perfect. Știți multe democrații exportate în Asia, în Africa, în America de Sud, care au dat rezultate spectaculoase? Altfel spus, toate aceste încercări au adus ameliorări ale speciei umane, dar n-au rezolvat ca soluții unice problema. Nu se poate găsi soluția unică pentru a schimba 7 miliarde de oameni de la un an la altul. Și nici de la un deceniu la altul. Nici soluția iluministo-culturală n-a ținut, nici cea democratică, m-a mai apărut cu cel la modă care e acum Harari, revoluția biologică de care va vorbi Radu Paraschivescu, cu urmări sinistre, dacă ar fi să fie, pentru că nu toată lumea ar putea deveni nemuritoare sau super longevivă și atunci, cum a zis așa de frumos, imaginați-vă cum ar fi să avem un, dacă coborăm la mărunta noastră scară, un Dragnea etern. Și noi, fără de bani ca să ne facem nemurirea, am devenit... ar avea mai mult timp de citit, da. De ce ne-au ținut reformele de ameliorare total? În primul rând, pentru că au fost impuse ca soluții unice. Nu există soluție unică pentru miliarde de inși. Ce anume din noi am piedicat succesul, reușită a acestor lucruri? Și nu au apărut roadele așteptate în mod total. Pe de o parte, pentru că ne confruntăm cu fondul nostru pulsional. Și atunci când normele morale intră în coliziune cu interesul, cu instinctele, cu căderile noastre, cu egoismele noastre, cu interesul în principal, cu egoismul nostru, elanul moral amuțește. La fiecare om pe semne există un grad unde morala intră în criză. La Paris am trăit la un moment dat o grevă a metroului. În prima zi, metroul venea din 20 în 20 de minute. Peroanele erau pline ochi. În prima zi, francezii au continuat să fie politicoșii Europei. Poftiți, se înghesuiau, cereau scuze, se călcau pe picioare. A doua zi a început să crească nervozitatea. În a treia zi ajunseseră ca ceea ce trăiam eu la foișorul de foc, când luam autobuzul cu 10 oameni pe scară. Au început să se înjure, deși în franceză nu prea există înjurături. Dar se înjurau în stilul lor. Espes de poli, espes de imbesil și mai departe. Deci, subțirea coajă a civilizației, cum se spune, clachează în clipa în care sunt contrariate fondurile individuale, fondurile de interese, de egoisme care ne caracterizează într-o măsură sau alta. De unde vine partea sublimă sau în ce constă ea? Ce putem spera la o adică? În primul rând, să avem un respect inimaginabil pentru elite. Nu întâmplător, imbecilitatea planetară de azi se concretizează într-un atac pe elite. Elitele sunt sarea omenirii, a spus John Stuart Mill în cartea lui On Liberty. Cei puțini sunt sarea lumii, iar elitele se caracterizează nu prin îngânfare, trufie, ci printr-o iubire fără margini pentru semenii lor. Cei care au inventat tot ce e mai bun pe lumea asta, de la toată aparatura tehnică, de la tot progresul tehnic al omenirii, până la splendorile artistice, nu le-au făcut pentru ei. Am obosit dând exemplu ăsta. Edison n-a făcut un bec ca să se încuie în pivniță cu el. L-a dat omenirii. Cum îl cheamă pe cel mai bogat om al lumii în clipa de față? Bill Gates. Bill Gates n-a făcut revoluția internetă electronică ca să stea cu un computer în brațe pe closet și să nu-l dea nimănui. Binefacerea pe care a adus-o computerul pe lume se datorează acestui om. Bogăția lui nu e de invidiat, pentru că niciun premiu n-ar fi de ajuns pentru a răsplăti ce a făcut. Iar investițiile lui în binefaceri sunt fără margini, de miliarde de dolari. N-ai de ce să te superi pe Federer, pentru că joacă tenis mai bine decât noi toți de aici. Nu? N-avem de ce să fim. Ne bucură. Ne bucură. Marii scriitori ai lumii ne fac fericiți. Mozart nu și-a scris operele ca să le asculte într-o cameră între patru pereți. Deci a ataca elitele, cum fac astăzi generațiile bine corectate politic în universitățile și inteligenția occidentală, este o crimă la adresa mecanismului de progresare a omenirii. Finalul. Problema e cât suportă carnea, trupul, să fie spiritualizat. Cât din noi suportă reforma morală? Câți dintre noi sunt capabili să funcționeze la nivelul seamănului, adică al responsabilității pentru ceilalți și al găsirii sensului vieții în capacitatea de a pune pe lume un bine de care să profite și ceilalți? Câți? În măsura în care e secretul răului în care trăim? Faptul că omul este singurul animal din lume care are posibilitatea duplicității. E singurul care are interioritate mentală, în așa fel încât poate alege între a se exprima pe măsura adevărului sau a-i minți pe ceilalți camuflându-se. Interioritatea noastră noi nu mai împărtășim cu nimeni. Interioritatea noastră poate fi o sursă a răului în măsura în care ea naște disimularea, planul criminal, în măsura în care sapă încrederea noastră în ceilalți, în măsura în care, de pildă, analiza psicofantului pe lume din capitolul la care se referea Radu Paraschivescu, e luată ca paradigmă a ce înseamnă crima disimulării, când afli că ai putut, ți s-a făcut rău din umbră și că duplicitatea cuiva, capacitatea lui de a-și ascunde mărșăvia, poate să facă rău. Asta sapă încrederea. Societatea noastră arată în halul în care arătăm noi astăzi pentru că nu mai avem încredere unii în alții, în niciun caz în oamenii politici, pentru că limbajul lor este al disimulării absolute, pentru că ne-au furat cuvintele onestității, pentru că le folosesc cu aceeași patimă ca noi, vorbesc despre dreptate, despre bunăstare, despre tot ce vreți. Totul se face prin disimulare interioară. Faptul că ne putem ascunde unii de alții, că nimeni nu poate ști ce e înăuntru nostru, face cu putință deopotrivă binele și răul. Ce e de făcut, unde se poate lucra, Radu Paraschivescu a spus, exact în planul ăsta. Îmi pare rău, nu există altceva decât ameliorarea valorilor morale către gâsca sălbatică și a face în așa fel încât ceilalți, șobolanii, agresivitatea, crima, violența, să piardă teren. Prin ce metodă se va face asta? Nu există metodă unică, vă repet. Fiecare o face pe cont propriu. Cu cât vor fi mai mulți cei care vor face asta, cu atât șansele de a aștepta o altă omenire vor fi mai mari. Vă mulțumesc! Există o masă de autografe acolo, în stânga standului, unde domnul Gabriel Liiceanu vor asemna pe cărți.